Eu, salutare lume și bine ați venit, astăzi o să continuăm formul pe FLAT. I'm kidding, am vrut să zic că o să jucăm Minecraft cu un modpack. Bun. Hello. Asta trăiești! Bun, haideți să vă explic o leacă cum funcționează modpack-ul. Deci modpack-ul e un fel de MMORPG, teoretic are și combat mode-ul, care merge foarte interesant. De, așa e când stai obișnuit și dai, și așa e cu combat modul. Așa, și ești pe misiuni. Aici avem un mic guide, să spun așa, care îți spune despre ce este vorba, că tu trebuie să bați Ender Dragon-ul. Deci, din păcate, nu e ca el Captain, care mai are 7 boss finali gigantici. Doar Ender Dragon-ul care trebuie să faci os de 12 ochi, care nu sunt Ender Eye, sunt ochi mai ciudați. Bun, și după aia zice că trebuie să te duci să faci os de mai multe chestii și după aia îți nedopează așa ceva, un Spirit Orb. Nice. Întrebare, ce arme pot să fac? Ok, deci cred că facem un de ăsta. Așa. Ca să avem cu ce să ne batem de început. Băi, mi-a luat din pâine. Băi, dați-mi pâine înapoi, mă. Mi-a luat din pâine, coaie. Opa. Ăștia cred că voi bătaie. Am primit? Foarte interesant că fix lângă acest pillager post avem un sat, ceea ce este foarte bine, zic eu. Ok, ia să vedem. Uite, am nevoie de astea. Fii atent, deci fiți atenți. Aici ai și magie și magie e foarte faină. Așa că în viitor apropiat, când deblocăm magie, cred că o să stăm să ne bazăm o leacă doar pe magie. Yo, salut! Salutare, domnule, asta este Guildmaster, persoana care ne va da prima misiune. Și prima noastră misiune este să omorăm 10 pillager. Și noi suntem pe moment neutral. Aolo, se face întuneric deja. Din păcate pentru început avem nevoie foarte mult de
villagerii ăștia, de aceea nu putem, nu ne permitem să îi batem, pentru că ei o să ne deblocheze knowledge, pentru că noi nu avem acum acces la tot ce avem noi chef. Best armor piercing, damn. Asta o să fie, fie bun în viitor. Ok, bun, so far eu zic că mergem bine. Așa că hai să mergem să ne batem cu acei pillager, că e ceea ce mă interesează pe mine acum. Dacă țin bine minte încolo, ai trebuit să fie... Ah, avem și un lava pool aici, what the fuck. Yes, sweetie. Hello. Așa, bun. Intăm în combat mode. Final round. Fight. M-am amintit de o chestie. Eu trebuie să bat pillager, bine? Bun, batem pillager. După pillager, eu nu cumva o să am bad omen? Pe toată lumea pe care am văzut și acel mod pe cu ăsta, toată lumea a fost proastă să nu înțeleagă că bă, ai trebuit să îmi bachet de apă la tine ca să nu îți iei de apă, de lapte, ca să nu ai efectul de bad omen când intri în village. Vai de pula lui Hector. Uliu, ce m-am căcat pe mine. Ala m-a auzut pe mine? Are you fucking kidding me? Oh shit! Here we go again. L-am omorât măcar, tuțasa ta. Hihihi. Hihihi. Am omorât, dar nu mă interesează. L-am omorât pe la skid care va exista din pulă cu satelitul, da. L-am omorât. I'm happy now. Mă duc să termin questul. Dar chiar știați că Enderman nu știe karate? Bine, nu bat acum. Mă bate de mă piși pe mine. Bună ziua! Pac, pac! Pac, salut! Skillbook! Așa, pentru moment eu nu vreau să stau să caut acum chestia aia. Deci asta... Hai să-i toarem să facem înțeles. Bun... Asta e proiectul Invasion? Bun, întrebare. Îmi dau dodge, hello? Aaa, stai, cred că trebuie să fiu așa ca să... Yes. Am înțeles acum cum funcționează. What? Am pierdut spirit orb-ul? Really? Oh, hell no! Oh, hi, Mark. Bun, acum întrebarea mea este... Știu clar că avem o carte pentru magii. Nu mai știu cum se numește. Ah, uite-o. Deci din toate astea și mage-ul, Diamond, Rock of Quartz, Obsidian, Blazon. Ah, e... Deci... Toate în afară de Shovel. Ok. Bun.
acum cum intru la spell. Projectile harm. Spell name harm. Create. Acum de fiecare dată când dau cu credeapta, dăm damage. Ok, let's go.